Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată de ce unii oameni seamănă cu alții. Dacă ai merge în orașul Cluj-Napoca, pe stradă, ar fi ușor sau greu să-ți dai seama cine-i păinticostal. Ce ziceți? Îl vezi la supermarket, îți dai seama că e bucăuit? Când trântești un clanson. Dacă îl vezi care pește, cum îți dai seama că cineva este născut din nou? Când sunt oameni care la semafor, dacă n-ai apucat să accelerezi în secunda, milisecunda următoare, deja îți dă blițuri. Te binecuvintează, cu ghilimele. Ar vrea să ne uităm la cuvântul Domnului și Sfântul Apostol Pavel continuă să scrie ca un pușcăriaș liber, unor oameni care erau în libertate. Și uitați-vă că acest capitol 5 are în prezentarea sa două categorii de oameni. La un moment dat zice, urmați, dar, pilda lui Dumnezeu, ca niște copii de care? Prea iubiți. Înseamnă că sunt și copii de altfel. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine. Apoi versetul 3 este extrem de tranșant și corect și zice curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între, între voi. Dar se pare că între alții sunt cam pomenite. Așa cum se cuvine unor sfinți să nu se audă nici cuvinte porcoase între cine? Păi între voi, înțelegem din text, nici cuvinte sau vorbe nechipzuite, nici glume poase care sunt necuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine, ascultați ce zice aici Biblia, dintr-o dată trece la o altă categorie de oameni care practic aceste păcate și zice că știți bine niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idor, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni Asta înseamnă că sunt unii care se ocupă cu asta. Să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Uitați-vă că există o stare de antagonism, de comparație în oglindă. Unii care vorbesc frumos, alții care vorbesc curât. Unii care se feresc de curvie, alții care o practică. Ascultați ce zice mai departe cuvântul Domnului. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii ăștia, nu mai scopii oamenii neascultării. Versetul nu vorbea despre copiii prea iubiți, versetul acesta vorbește despre oamenii neascultării, două categorii diferite de oameni. Și Sfântul Pavel zice să nu vă întovărășiți, dar de locul ei. O dinioară. le prezinte istoricul și zice erați, citiți cu voce tare, întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați ca niște copii ai luminii. Nu mai continuăm pasajul, deși sunt foarte multe expresii, doar unul sublinez și zice așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. Înseamnă că unii fac asta. Iar vesetul continuă spunând, din potrivă fiți, voi să fiți, că alții nu pot, chiar dacă ar vrea. Observați că acest pasaj sublinează faptul că acel creștin autentic, care a fost născut din nou, care a fost mutat din împărăția întunericului în împărăția luminii, nu numai că luminează, e lumină, are un alt statut, e un alt fel de om. Și vrei, nu vrei, când într-o cameră întuneric, dacă a prins o lumânare sau o lanternă mică, indiferent ce putere de luminare are, se vede lumina. N-ai ce să faci, se vede. Mesajul pe care l am se intitulează Destinați a fi deosebiți. Dacă te-ai întâlnit cu Isus Hristos, nu mai poți să faci altceva. Dacă ai, ai încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos și ai proclamat numele, domnia și autoritatea, dacă ai intrat într-un baptistier și ai zis că vei merge toată viața ta cu Domnul, dacă aș fi intrat într-un proces de sfințire și ai ajuns să fii botezat cu Duhul Sfânt, vrei, nu vrei, ești de deosebit, ești diferit. Nu vă mirați că sunteți deosebit, spune Sfântul Petru. Nu vă mirați că oamenii vă interpretează ca oameni extrem de diferiți pentru că nu alergați la același potop de te și vă pașocoresc. Vă identifică, domnule. O, oh, zice, pocăitul, uite-l, pocăitul, el nu fumează. Uită pocăita, nu se uită la prostii. Uită fata asta, nu-și permite să aducă motivări false la școală. Uită că el nu-și permite asta să facă fals în acte. De ce? Nu mai trăiește în întuneric. E lumină și pentru că e lumină, luminează. Ați zis, amici, n-am auzit? Slăviți să fie numele Domnului. Destinați a fi deosebiți. Nu vă mai mirați dacă nu mai sunteți ca lumea. Felicitări! Când oamenii se uită la tine și spun, omule, tu ești pe altă planetă. Da, tu nici măcar nu ești pe planetă, tu ești din cerul lui Dumnezeu. Tu ești din prezența lui Dumnezeu, tu ești cu Sfinții Domnului. Tu nu mai trăiești ca lumea, de ce? Tu nu mai poți trăi ca lumea, ai altă substanță, altă esență, ești de altă natură. Destinați a fi deosebiți în primul rând prin sângele mielului dăm câteva pagini și ajungem la Exod 12, un context în care spațiul ebraic era unior contopit cu spațiul egiptean. Pe aceeași metri pătrați călcau și evrei și egiptenii. O vreme. Foarte mulți au încercat să-i confundă și au zis faraon, duceți-vă doar bătrânii, lasă că voi trebuie să aduceți jertfe, lasă să vă la ce vor ei, desene, jocuri, distracții, narghilia, tutun, țigară electronică. Lăsați-i să facă ce vor, domnule. care e problema? Duceți-vă voi bătrânii. Sfântul Moise a zis, vom merge cu bătrânii și cu copiii noștri. Și vă mai spune ceva pe ebraică să pricepeți și vă spun și pe Că dacă trebuie, nici o unghie nu rămâne în Egipt. Noi mergem cu toate casele noastre. Cine vrea să se întâmple asta, să ajungem toți în rai, să zic amin. Lăudați să fie numele Domnului. Nou urgii s-au derulat cu precizie și în cele nou urgii există o departajare clară. Unde sunt evrei, unde sunt egipteni? Nu doar pentru că evrei erau oameni care creșteau animale și au fost relocați în ținutul numit Gosen, ci pentru că Dumnezeu făcea o deosebire clară. Vă citesc un singur verset, Exod 10 cu 23, chiar 22 ca să înțelegem contextul. Hai să citim de la versetul 21, cuvântul Domnului spune, Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată atinge ca să se identifice. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric besnă în toată țara Egiptului timp de... Vă imaginați și asta? Imaginați-vă că peste orașul Cluj-Napoca, luni, 4 martie, 5 martie, marți și miercuri, 6 martie, ar fi întuneric total. N-ar mai fi posibilitate de curent electric, se blochează tot. Oi, oh, aici ar muri unii prunci când au internet, distruși ar fi, dezastre. Ar vrea să smulgă părul din cap, nu au internet, sfântul lor internet. Doamne, eliberează-i. Nu de internet, ci de dependența de ce nu trebuie pe internet. Trei zile nu există lumină, nici ziua, nici noaptea. 24 ori 3, 72 de ore întrerupere totală de lumină. Ascultați ce spune versetul 23. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. O zis Domnul, declanșez post național peste Imperiul Egiptean. Dacă n-ați vrut să postiți de mână voie, vă ajut eu. Nu le mai trebuie mâncare. Nu mai au nicio altă inteligenție. Post. Obligatoriu. Ascultați ce spune versetul mai departe. Dar în locurile unde locuiau, toți copiii lui Israel, era. Citiți, vă rog. Lumina. Tot imperiul egiptean era în panică, oamenii nu au mai ieșit din casele lor. Au intrat într-o stare, nu trebuie să le spună nimeni recomandare, nu ieșiți din casă, nu! Nimeni nu mai a avut curajul să iasă. Besnă totală, nu se vedeau unii pe alții. Dar din depărtare când se uitau pe geam, unde era o casă de evrei, era sub lumină. Puteai să-ți întinzi mâna din spațiul egiptean înspre spațiul Gosen și o parte din mână se lumina, dacă era pe teritoriul Gosen, unde erau copiii lui Israel și și altă parte era întuneric total. De ce? Dumnezeu a zis, vreau să fac o deosebire clară. Copiii mei sunt în lumină. Aliluia lui Dumnezeu! Aliluia lui Dumnezeu! Dumnezeul nostru este extrem de preocupat să arate diferența între copiii lui și copiii celui rău. Aceasta este o preocupare a lui Dumnezeu. Mă întorc la Isod 12 și vă mai amintesc doar un singur pasaj. L-au angajat și au zis, Balam, trebuie să blestem, obligatoriu. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, a zis neapărat, trebuie să aduc blestem asupra acestui popor, pentru că poporul acesta, pe unde merge, împrăște groază. Toate popoarele falimentează, armantele lor intră în colaps, sunt falimentare și sunt învinse, așa că trebuie să blestemăm acest popor evresc. Numer 23, versetul 7. Balam și-a rostit prorocia și a zis, Balac m-a adus din Aram, din Mesopotamia, împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului zicând vino și blestemăm pe Iacov, vino și defaimă pe Israel. Și ascultați ce zice omul care o vreme a fost cu Dumnezeu și acum Dumnezeu îl obligă să zică cuvintele lui Dumnezeu. Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel ce nu-l defăimează Domnul? Îl văd din vârful stâncilor. Îl privea Dumnezeu pe poporul său. Îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Ascultați ce zice Dumnezeu. Este un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri. Mănâncă și ei, Biau și ei apă, au și ei îndeleniciri, au joburi, au locuri de muncă. Dar când mă uit din cer, a zis Dumnezeu, îi văd deoparte. Nu sunt ca celelalte neamuri. Se uită Dumnezeu la Betania, se uită Dumnezeu peste orașul Cluj-Napoca și vede copiii lui care mișună prin orașul acesta și când mergi pe stradă, zice, ea este fica mea, el este fiul meu. Pe unde merge el, eu sunt cu el câtă vreme el este cu mine și îmi respectă cuvântul și are atitudine curată, destinați a fi deosebiți. Deosebiți prin foarte multe lucrări care s-au derulat în spațiul egiptean, dar amintesc un singur exemplu. Urmează să fie cea mai grea noapte din istoria Egiptului. Pentru că s-au încăpățânat, pentru că și-au atins cotele alarmante și mânia lui Dumnezeu e gata, gata să se reverse și pentru că de cinci ori și-a închis inima și-a împietrit inima faraon și n-a vrut să lase pe poporul evreu să plece, a se oră Dumnezeu zice, acum pun în tine o stare de îndărnicire pentru că vreau prin tine să-mi să, să mânia și să-mi arăt slava să se vadă brațul meu întins, cum îi zmul pe, pe copiii mei fără să aibă vreo soluție umană și în pofida tuturor barierilor care se ridică împotriva lor din partea ta. Așa că fiți foarte atenți, a zis Dumnezeu prin Moise către poporul evreu, fiecare familie trebuie să fie în băgare de seamă. Urmează noaptea care face diferența. Fiecare cap de familie trebuie să ia un miel fără de cusur, un miel curat, un miel de un an, versetul 5. Dacă nu poate un miel, poate lua un iet, dar mielul trebuie să-l ia în mod primar. Să-l rejunghe în mijlocul familiei pe masa din living, să se vadă cum sângele mielului se scurge, să-l așeze într-o găleată, într-o strachină, să-l coboare, să se scurgă picătură după picătură. Să ia un mănânc de isop, să-l în moaie în sângele mielului și sângele mielului să-l pună pe pragul de sus și pe stâlpii de la intrarea principală. Fiți foarte atenți, a zis Dumnezeu. Nu mă interesează a cui băiat ești, ci a cui fică ești. Dacă la intrarea în camera în care te afli, în casa aceea, la intrarea principală, nu e sânge de miel, mori. S-a compus o poezie care a strigat un poet și a zis, ești Eșurun unde ești? Era imaginea unui băiat care trăia într-o familie de evrei, care s-a stricurat să se joace cu alți egipteni. Și înainte să vină noaptea măcelului, noaptea nimicirii, noaptea în care a intrat îngerul nimicitor în fiecare casă, Iesurul nu s-a întors acasă la ora timp, la timpul potrivit. A trecut de ora 0 și Iesurul era departe de familia lui. Și chiar dacă era evreu, a fost omorât. Băiatul întâi născut din fiecare familie trebuia să moară. Și a zis, eu trimit îngerul nimic a zis Domnul, și nu-l interesează nimic altceva decât are un semn. Există sânge de miel, există sânge la intrarea principală? Versetul 12, noaptea aceea, Exod 12 cu 12, eu voi trece prin țara Egiptului, voi lovi pe toți întâi înscuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și animalele au fost atacate și voi face o judecată împotriva tuturor Dumnezeilor Egiptului. Eu, Domnul, a zis Dumnezeu. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Așa că nu vă va nimici nici o orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Imaginați-vă scena, au fost oameni care n-au crezut, au fost oameni nepăsători, au fost oameni care au zis, nu, nu mi sacrific eu mielul care nu știu câte sute de lei valoarea. Ce să dau eu un miel pentru mesajul lui Dumnezeu? O, oh, cât nu sacrifică viitorul pentru lucruri nesemnificative, o, câți nu încearcă să bajocorească sângele mielului. Sângele mielului din spațiul ebraic era un miel obișnuit, dar pentru noi, în generația contemporană, există un sânge de miel cu mare. Este mielul divin Domnului Iisus Hristos. L-a văzut pe malurile râului Iordanului Ioan Botezătorul și a zis, iată, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în această seară la Betania este prezent Domnul Iisus Hristos. Este prezent Domnul Iisus Hristos peste casa ta, peste familia ta, peste inima ta, peste copiii ta peste oricine se află în viața ta, așează sângele mielului. Ascultați ce strigă cartea Apocalipsa în capitolul 5, atât de clar. Au strigat și au zis, cine va merge pentru noi? Cine e gata să ia cartea din mâna celui îmbătrânit de zile și să rupă pe cețile? Și ascultați, după ce au fost rupte pe cețile, cuvântul Domnului spune, versetul 8, Apocalipsa 5, versetul 8, când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, nu rugăciunile obișnuiților, rugăciunile sfinților, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu, Apocalipsa 5 cu 9 și cântau o cântare nouă și ziceau Vrednic ești tu să iei cartea și se rupe cețile, că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și din orice neam și strigăm lăudat să fie Domnul Isus Hristos. Lăudat să fie Domnul Isus Hristos. Pe marea de sticlă vei sta și tu, frate, vei sta și tu, soră, pentru că sângele mielului face diferența Ascultați Apocalipsa 7 cu 9 După ce m-am uitat și iată că era o mare gloată Pe care nu putea să o numere nimeni Din orice neam, din orice semenție, din orice norod Și de orice limbă care stătea în picioare Înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe Cu ramuri de finic în mâini Și strigau cu glas tare și ziceau Mântuirea este a Dumnezeului nostru Care șade pe scaunul de domnie și a mielului Și strig la Betania, glorie Dumnezeului nostru nostru. Glorie Dumnezeului nostru! M-am uitat în prejur, zice cuvântul Domnului și am strigat. versetul 13. Unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde vin? Doamne, am răspuns eu. Tu știi. Și el mi-a zis: Aceștia vin din ecazul cel mare și și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi zi și noapte în templul lui. ceea ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Ascultați ce diferență va fi atunci. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va dogori nici soarele și nici vreo altă arșiță. Ascultați ce continuă cuvântul Domnului, spune că mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Strigăm la Betania glorie lui Isus. Glorie lui Isus, mielul de azi e păstorul de mâine. Lăudați să fie numele Domnului, destinat a fi deosebit. Ai sângele mielului? Întrebarea care trebuie să te macine nu este ce urmează peste mond. ci întrebarea care trebuie să te macine și să ne macine pe fiecare dintre noi este ai protecția sângelui lui Iisus? Dumnezeul care a fost în stare să-i protejeze pe evrei așezați pe aceiași metri pătrați în același imperiu egiptean și a făcut diferența, e în stare să facă diferența și pentru noi. Slăviți să fie numele Domnului! Orice se va întâmpla peste România, și cred că România va rămâne în pace, ziceți amin. Lucrează, Doamne, cu pace peste România. Orice legi, orice alegeri vor fi, oricine va câștiga la putere. Vreau să câștige în viața noastră Isus Hristos. Vreau mielul și sângele lui să facă diferența între noi. Noi suntem oameni obișnuiți, nu avem niciun merit, nu avem nicio vrednicie, nu avem argumente. Sângele mielului nu s-a dat pentru că noi suntem mai buni decât alții. Nu. Noi îl chemăm ca tată, spune 1 Petru capitolul 1. Îl chemăm pentru că sângele lui de mare preț a fost vărsat pentru noi. Căci nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre scumpe a fost răscumpărați din felul de șer de vețiune pe care l-am moștenit de la părinții noștri, ci sângele Domnului a fost protecția noastră. Sângele Domnului a fost argumentul pentru care ne-a făcut Dumnezeu deosebit să-L numească. Destinat și destinată să fie deosebit prin sângele mielului 2, prin sfințire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului? ormați, dar pilda lui Dumnezeu. Dar, Doamne, dacă am primit sângele Tău ca protecție, dacă ne-am botezat, nu putem să facem ce vrem? Nu. Nu ne împingi Tu să mergem pe calea asta, nu. Sfântul Pavel zice, este responsabilitatea ta ca și creștin să urmezi pilda lui Dumnezeu. Uitați o altă poruncă, trăiți în dragoste. Este responsabilitatea umană, personală a fiecăruia dintre noi. De ce? Pentru că argumentul este că cineva ne-a iubit mai întâi. Și atât de mult ne-a iubit încât și-a dat sângele să se scurgă pentru noi. S-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. L-a primit Tatăl. A fost o jerfă suficientă. A fost o jerfă care a fost primită de Dumnezeu. Fiți sfinți, zice Dumnezeu. Se vor uita oamenii la voi și vă vor vedea deosebiți dacă aveți o viață deosebită. Dacă nu acceptați imoralitatea, niciun fel de necurății, aici intră pornografia, masturbarea, imoralitatea, orice alt fel de păcat care este în domeniul acesta moral, lăcomia de avere, nici, nu numai să nu existe, nici să nu fie pomenite oameni buni. De ce? Așa se cuvine unor sfinți. Ascultați ce zice cuvântul Domnului nu doar păcatele acestea cu consecințe grave sunt importante a fi debarasate din viața unui creștin. Ascultați ce zice cuvântul Domnului, versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase. Dacă s-a creat un clench în familia ta și îi spui soției tale că -i... Eu nu pot să zic, n-am zis niciodată, nici n-am de gând. Domnul să ne ajute pe toți să nu zicem. Ziceți amin. Dar dacă tu îi zici că e un animal, vezi că ai probleme se cuvinte porcoase, expresii deșănțate. Generația tânără este extrem de afectată de expresii care sunt jargoane. Sunt cuvinte care n-au voie să fie utilizate, nu numai în biserică, nici pe stradă. Vorbe nechipzuite, adică necugetate. Nu te-ai gândit înainte să vorbești, ai dat drumul la gură să vorbească. Glume proaste, cu tente imorală, senzuală, cu două înțelesuri nu cred că un om botezat, un pocăi botezat, are voie să glumească despre o fată care merge pe stradă cu glume tendențioase, erotice, senzuale. Să Se interzis prietene. Tu ești diferit. Egal că toți prietenii tăi de la servici, de la locul de muncă, utilizează astfel de glume. Tu n-ai dreptul. Ești mântuitul lui Dumnezeu. La astfel de glume nici măcar n-ai voie să râzi. Trebuie să ai prestanță. dacă ți rușine de cuvântul lui Dumnezeu, dacă râzi la glumele nep nepocăiților, la oamenilor care trăiesc murdar, să știi că tu ai o problemă. Tu trebuie să vorbești de așa maniere încât cuvintele tale să ai curajul să fie puse înregistrate la microfon de la biserică. care în noi asta să avea curajul când v-ați supărat tare să vă pună pe display video? Hm? când se enervează trebuie să vorbească normal. Cuvintele trebuie să fie cuvincioase. Ascultați ce zice cuvântul Domnului mai departe. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, imaginații. Sunt oameni care se ocupă cu tot felul de imaginații, de scriu imaginații în predici, tot felul de sisteme care vor să atragă privirile, sisteme prin care vor să prindă oamenii, să-i cuprindă. Unii prin panică, alții prin lejeritate. Din pricina aceasta spune Biblia, pentru că sunt vorbe de șarte, nu cuvintele lui Dumnezeu. Vine mânia lui Dumnezeu. Știți că sunt unii care spun, lasă vrea, nicio problemă. În orașul Cluj, în Apoca, sunt predicatori care predică cu cercel în ureche. M-ați auzit ce a zis? Și el zice, aleluia, giză de aici, prezent. Și are cercel în ureche. O să ziceți, ce ai cu ăștia? Păi n-am nimic, chiar n-am. Și se vede. N-am cum să am, că sunt diferit prin Harul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Nu vă lăsați influențați de astfel de învățături. Nu vă lăsați copiii la astfel de centre. Nu acceptați să meargă. Am primit invitații pe DF să mă duc la ei și nu o să mă duc niciodată. M-au întrebat unii tine de ce nu mergi la ei să le predici? Că poate unii trebuie să fie mântuiți. Nu. Am să ne asculte online, să vină la biserică, să vină în prezența lui Dumnezeu. În astfel de locuri n-ai ce să cauți. Tu trebuie să mergi acolo unde este sfințenie, unde e curățenie, unde e prezența lui Dumnezeu, unde e Duhul lui Dumnezeu, unde sunt oamenii ascultării, nu neascultării. Ai milă, Doamne, de noi! într-o societate în care se încearcă tot mai mult și în martie 2025 se va încerca să intre cu bocancii în evanghelicii din România, chiar din Cluj-Napoca. Pentru că niște americani s-au trezit să-și fixeze întâlnirea lor taman în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Nu suntem de acord cu toți cercelații și cu toți pletoșii și cu toți care vorbesc altceva decât Evanghelia curată. Nu are dreptul o femeie să vină să-mi spună să predice Evanghelia de pe stadion. Evanghelia trebuie predicată prin autoritatea Duhului Sfânt de către un frate, autorizat de Duhul Sfânt. Amin se zice. Dar frate, ce tu te trezești să spui că nu ești de acord? Da, nu suntem de acord. Noi suntem de acord cu Evanghelia curată. Sângele lui Isus Hristos este protecția noastră când rămânem în perimetru protector. Nu când ieșim afară, nu când facem ce vrem din Evanghelie, nu când avem vorbe de șarte, o oh, atingere, Doamne, în seara asta. Sângele lui Isus Hristos este peste noi, când rămânem în spațiul protecției. Nu ieșiți afară de sub protecția lui Dumnezeu nu vă permite perimetre unde există lipsă de sfințenie, unde diavolul își face de cap folosind numele Jesus și Isus. Aici este prezent Domnul Isus Hristos. Aici sângele lui Isus Hristos ne protejează. Auzi o învățătură care nu o pricepți, se pare nouă. Dacă un înger din cer a zis Sfântul Pavel, ar veni fâlfâind din aripi să bată la mine acasă și să intre în camera mea și mi-a spune o altă evanghelie decât ce scrie în Biblie. Nu cred decât cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred decât Evanghelia atinge Doamne, pe fiecare dintre noi. Sângele Domnului să fie arătat peste casa ta. Familia ta să fie sub protecția lui Isus Hristos. O grămadă de învățături vor să atace oamenii care sunt aleși lui Dumnezeu. Sunt de copii prea iubiți al lui Dumnezeu. Satana în vremurile din urmă vrea, vrea să-i prindă și dacă se poate să-i înșele chiar și pe cei Aleși, sunteți aleșii lui Dumnezeu, nu ne lăsăm, nu ascultăm astfel de Evanghelie, nu acceptăm astfel de anturaje, nu intrăm, ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 7, nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Nici la masă să nu stai cu ei, frate. Soră, nu sta la taclale cu astfel de persoană care transmit o Evanghelie pătată truncheată. De ce? O să te influențeze. Și ce o să vină de să-ți spună? Vezi, vezi, nu-i chiar așa cum zice pastorul Bojor, pastorul Cale, pastorul Pavel, pastorul, pastorul, pastorul. Nu-i chiar așa, ce numai ei vor fi mântuiți? Și uite cum au venit șt, pe furiș. Pentru că satana strecoară pe furiș învățăturii ale dracilor. Nu vine să spună din prima, du-te și dansează. Prima dată zice, du-te acolo la centrul la creștin, că e mai deschis, mai open-minded. Poți să iei o cafeluță frumos, nicio problemă. Dacă se poate, când ieși în parcare, ai și o țigară după ureche, nicio problemă. Nu care e problema dacă fumezi? Zice câte unul e extraordinar, domnule. care e problema dacă mergi în pantalon scurt și predici? Unul predicat în izmene. Vă spun pe care e problema, frate? Poți să faci ce vrei în viața asta. Jesus e în inimă, Hristos e aici, pe interior. În rest, faceți ce vreți. Am să vă spun ce faceți că e în Biblie. Îți cumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu fiți nepecepuți, spune Biblia, ci înțelegeți care este valul lui Dumnezeu. Sunt foarte supărat pe o astfel de Evanghelie. Hristos și-a lăsat picătură după picătură din sângele său a murit la calvar să salveze o omenire întreagă și un ispat sau de Evanghelie. După ce se botează, sar și dansează, să nu Evanghelia lui Dumnezeu. Se îmbracă într-un mod josnic, ca să nu zic altfel. Știți ce mă doare? Că utilizează numele Domnului în vorbele lor. Le recomandă la neinițiații să se tatueze. Și se tatuează cu versete din Biblie, în fiorător, unde au ajuns unii. Ai milă, Doamne, de noi! Ne bucurăm că în Biserica Betania este învățătură curată. Ne bucurăm că în Biserica Betania este prezent Duhul Sfânt în închinare este prezent Duhul Dumnezeu la părtășie, cuvântul Domnului se predică, frații se tem de Domnul și respectă Evanghelia și noi zicem pentru generația care urmează, Doamne, atinge din vreme, atinge de mici să nu poată să fie atrași în astfel de centre unde se dansează în numele Domnului, unde unii înjură numele Domnului pe scurtătură, unde își permit orice, totul la închinare, para a fi bun, dar când ies afară, utilizează droguri în parcări. O, oh, ai milă, Doamne, de noi! Ai milă de generația care urmează și sângele Domnului să fie protecția noastră, trei cu care închei. Deosebit destinați a fi deosebiți prin sângele mielului, destinați a fi deosebiți prin sfințire și trei, destinați a fi deosebiți prin semnele Domnului. Ezechia e bolnav, profetul Isaia e trimis cu destinație clară și zice, intră direct în casa împăratului. Nu sta să bați la ușă, nu-i timp. Am un mesaj radical care trebuie să-i transmit. Așa vorbește Domnul. Isaia 38 cu 1. Puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Care din locul acesta s-ar bucura după astfel de mesaj? Să auzi un mesaj că efectiv mori. Nu să zică dacă vei muri. Să primești un mesaj pe care să ți se spună, vezi că mori, Fă ce mai știi că trebuie să faci pentru casa ta, că mor sigur. În versetul 2 spune, Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Plângând, a vărsat multe lacrimi, normal să plângi în astfel de moment. Sfântul împărat Ezechia zice, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. N-apucă să că Doamne, lungește în zilele, a zis doar adu-ți aminte, n-a apucat să zică Doamne nu mă lăsa să mor în momentul ăsta și zice cuvântul Domnului după ce în timp ce vărsa multe lacrimi cu fața la perete să nu-l vadă nimeni Domnul vorbește cu profetul lui Isaia și zice stânga împrejur urgent, accelerează și că trebuie să ajungi la Ezechia, schimb hotărârea du și spune lui Ezechia așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi zbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi croti cetatea aceasta. Iată semnul. Păi îi spune, ia o turtă și pune o pe rană și o să se vindece. Dăm o singură pagină și ajungem în Isaia 39. În același timp, Merodac Baladan, Fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boală și în sănătoșirea lui. N-a aflat de templu, nu interesat omul ăsta cum e arhitectura, ce comori are, nu asta-i pasă. Am auzit că există un rege în spațiul ebrai care era pe moarte. S-a întors cu fața la perete. Vreau să văd peretele ăla. S-a rugat o frază de două, trei propoziții. A plâns marcant. Profetul lui Dumnezeu s-a întors înapoi și a dat soluția lungindu-i viața cu 15 ani. Semn că ăsta n-a mai auzit nicăieri, zice împăratul. Și vreau să aflu detaliu. Ezechia s-a bucurat, versetul 2, și a arătat trimeșilor locul unde erau lucrurile lui de preț argintul și aurul, miresmele și un deremnul de preț, toată casa lui de arme. Și tot ce se afla în visteriile lui, n-a rămas nimic în casă și în ținuturile lui pe care să nu le fi arătat. Ezechia, tu știi de ce a venit omul ăsta la tine? Trebuia să-i altceva. Trebuia să spui, vină împărat al Babilonului și dacă se poate, prezentați tabloul Înmagazinați-vă în memorie, prezentați-ne zminte -ți imaginea aia și când mergeți, prezentați-o cu detalii. Vreau să vă arăt peretele, în fața căruia m a rugat. Nu peretele m-a vindecat, dar se un semn că atunci când îți întorci fața spre Dumnezeu și uiți de oameni și te crezi în Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Israel e în stare să-ți asculte rugăciunea. Am avut momente care ne-a răspuns Dumnezeu la rugăciune, ridic două mâini și zic din toată inima, cine de aici l-a ascultat Dumnezeu să ridice o mână sus? Să zic că da, Domnul a fost de partea mea, am văzut mâna lui Dumnezeu prezentă. De ce nu i-a turta care a așezat opera în ta și într-un mod supranatural, fără explicație medicală, te-ai vindecat? De ce i ce nu trebuie? Ce trist spune Biblia, a venit din nou profetul Isaia, a trimis de Dumnezeu și a pus o întrebare. Ce au văzut în casa ta? Au văzut toți, zice Ezechia, ce este în casa mea. N-a rămas nimic din visteriile mele pe care să nu le fi arătat, dar tocmai ce trebuia să le arate, ce trebuia să le arate, tocmai aia n-a văzut. Deosebiți prin semnele pe care le face Dumnezeu, în spațiul ebraic mă întorc puțin la exod, la acel context în care cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că foarte clar, foarte clar lucra Dumnezeu. Ascultați-mă, toți erau disperați, nimeni nu mai știu ce să facă. La un moment dat Dumnezeu a trimis o urgie și a zis, trimit păduc. Nu v-ați mulțumit cu broaștele care au stat în, farfuriile voastre, în cuptoarele voastre super performante, după ultima tehnologie din vremea aceea, în postăvile voastre, nu v-ați mulțumit nicio problemă. Lasă că trimit, păduc și spune Biblia, Domnul a zis lui Moise, Exod 8 cu 16, spune lui Aron, întinde stoiagul și lovește țărâna pământului și se va prevace în păduc în toată țara Egiptului. Așa a făcut, Aron și-a întins mâna cu toiagul și-a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduc pe toți oamenii și pe toate dobitoate. Toată țărâna pământului s-a prefăcut în păduc și în toată țara erau doar păduchi. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace și eu cred că și pe vrăjitori, deși erau mai oameni. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici există o deosebire am imitat minunile care s-au derulat în trecut. Am făcut și noi minuni, am schimbat apa în sânge, dar de data asta recunoaștem. Există un semn de la Dumnezeu peste poporul ăsta. Aici e degetul lui Dumnezeu. Și spune Biblia, dar inima lui Faraon s-a împietit și n-a ascultat de moise și de Ron, după cum spusese Domnul, prezintei omului din jurul tău. Ai dreptul să stai în anturajul lui atâta timp cât îți deschide Dumnezeu ușa, să-i prezinți semnele pe care le-a făcut Dumnezeu în casa ta. Să-i spui că Dumnezeul tău vinde, că îi eliberează, transformă, mântuiește, salvează, aduce în oameni la viață și bine Ai grijă, rămâi deosebit. Așa e destinul pentru noi.